În cursul trecut, am vorbit despre energie, deci, energia întunecată. Și am adoptat un punct de vedere, să spunem așa, elementar, adică am pornit de la legea lui Hubble, care ne spune că dacă am două galaxii, galaxia 1 și galaxia 2 și distanța dintre ele este d, atunci viteza cu care se depărtează galaxia 2 față de galaxia 1 este proporțională cu această distanță. Deci cu cât o Galaxia este mai departe de galaxia noastră, de calea lactee, cu atât se îndepărtează mai repede de noi. Și poate să fie atât de departe încât depărtarea aceasta, înmulțită cu această constantă, viteza de depărtare dintre galaxii să depășească viteza luminii, dar aceasta nu este o contradicție, datorită faptului că, de fapt, ceea ce se întinde aici este textura, spațiul timpului, textura universului este cea care se întinde, universul pur și simplu este cel care se întinde, iar textura asta care um, e, se spune așa de frumos în America, în, în America la Universități, The Fabric of Cosmos, deci textura cosmosului este cea care face chestia aceasta. Și am mă rog, în cursul trecut am pornit de la exemplul acela cu metru care era marcat din A în A, unitatea de măsură era A, și am făcut A să devină A de timp și, făcând tot felul de raționamente asupra modului cum se îndepărtează galaxia 1 de galaxia 2, până la urmă am găsit o ecuație, o ecuație în care acest ADT arăta în felul ăsta. A Prim de T pe ADT la pătrat. Deci A prim este A punct acesta. Cu o constantă OPG pe 3 ori RODT, egal cu K supra A pătrat de T. Și v-am spus că, în general, atunci când studiem Universul nostru, fizicienii sunt în stare să ne spună că acest K este aproximativ 0. Deci, ceea ce trebuie să studiem este a' prim dt pe adt la pătrat este 8 pi pe 3 uh, ro de t. E, și în cursul trecut, în cursul trecut, am vorbit despre niște situații, mă rog, punând în interiorul unei porțiuni de univers sferice, punând un cub de uh, latură adt Așa, noi am făcut tot felul de. Uh, cum să spun eu, de supoziții legate de faptul că Universul ar fi dominat de materie sau că Universul ar fi dominat de radiații. Și, în, mă rog, după ce am făcut aceste uh, supoziții, ne-am dat uh, seama că putem să vorbim despre vârsta Universului și cam despre cât timp. Universul a fost dominat de radiații, cât timp a fost un univers ionizat, ca să spunem așa. Și am, am găsit că aproximativ 300.000 de ani a fost ionizat și unul H ar fi cel puțin 10 la 10 ani, adică cel puțin 10 miliarde de ani, dar, de fapt, măsurând pe H cu mai multă precizie, putem să spunem că vârsta Universului este de aproape 14 uh, miliarde de ani, adică cu alte cuvinte în jur de 13,78 mai precis miliarde de ani. E, ok, astea sunt lucruri foarte interesante. Trebuie să știți că Sistemul nostru solar este format cam de 5 miliarde de ani și soarele mare combustibil să funcționeze încă 5 miliarde de ani. Deci dacă cumva ne propunem să trăim 6 miliarde de ani, nu prea avem șanse că nu mai avem la ce să ne încălzim decât dacă plecăm, dar și asta este o mare problemă. Nu e așa de ușor să pleci. Închipuiți-vă acum că oamenii protestează că nu poți să iasă la mol în timpul acestei pandemii, dar în minte să stai într o capsulă cosmică de 4 metri pe 4 metri, să spunem așa, pe 4 metri, să zicem ceva de genul ăsta, așa să stai cu ani de zile. Deci în acest moment o călătorie de la noi la Marte ar dura 2 ani de zile. 2 ani de zile să stai în, între aceiași 4 pereți, așa ca să nu mai vorbim că trebuie să ai mâncare, trebuie să mergi cumva la toaletă. Na? Sunt niște probleme care, cum să spun eu, noi matematicienii le cam neglijăm. Dar cei care își pun problema și vor să facă călătorile astea spațiale posibile, nu le neglijează. Și întorcându-ne la problema noastră, am făcut un raționament de tipul următor. Mă rog, am luat un cub de latură L și ne-am propus să-l mărim puțin, să-l mărim puțin cu delta V. Și în momentul când ne-am propus să-l mărim cu uh, delta V, am văzut că uh, pentru uh, aceasta trebuie să depunem un lucru mecanic. Un mecanic este uh, o forță înmulțit cu o deplasare, dar forța uh, care acționează ca să mărești tu acest lucru este o presiune care presiune acționează pe peretele uh, acesta și de fapt pe fiecare unitate delta A a peretelui, deci P ori delta A ori D. Dar delta A ori D este uh, un DV, deci este P ori DV. Deci asta este lucru mecanic. Deci ceea ce avem mai... Dar lucru mecanic Înseamnă că există o energie care a fost consumată, cheltuită. Dacă a fost cheltuită, înseamnă că variația acestei energii, deci tu ai pierdut energie, este exact cât este acest lucru mecanic, adică minus F ori D, adică P ori DV. Și folosindu-ne și de faptul că energia este, depinde de densitatea de energie în volumul respectiv. Și de, diferențind această formulă, adică D egal cu DO uh, ori V, să zicem, plus, uh, uh, plus RO de V, scuzați? Așa, noi am uh, găsit că aici ar fi minus PDV și am obținut o ecuație diferențială care, în principiu, ținând seama și de ceva care demonstrasem înainte și anume că precis presiunea este dependentă de mă rog, este direct proporțională cu densitatea de energie și am numit constanta de proporționalitate cu omega. Deci ecuația aceasta de aici, deci luând doar bucățica aceasta și scriind o frumos s-a scris și a apărut ceva de forma, pentru că aici era bătaia peștelui, de ro pe ro egal cu minus omega plus 1 dv pe v, care am integrat-o și până la urmă am găsit că soluția este o constantă, care să zicem s-a notat cu n, ori v la minus Omega plus 1. Iar dacă vreau să țin cont că V este un volum. Și pot să scriu o constantă, îl cu A la puterea minus 3 pe lângă omega plus 1. Și acum știm, pentru omega egal cu 0, ceea ce se întâmpla era universul acela dominat de materie, în care nimic nu, nu. În momentul când creștea ADT, materia se. Dispunea și ea în mod la fel, ca să spunem așa, în interiorul cubului. Deci în universul acela nu făcea nimic presiune pe pereți. În celălalt univers știu că exista o presiune pe pereți și aceasta acest univers corespundea lui omega egal cu 1 pe 3 și acesta era acel univers ionizat, acel univers dominat de radiații. Dar nu mai este cazul acum pentru că avem și materie. Și rămâne cazul foarte interesant de studiat în care omega egal cu minus 1. Dacă luăm omega egal cu minus 1 și introducem în uh, ecuația, deci, uh, deci, în ecuația aceasta de aici, pentru că asta este ecuația pe care o studiez, ceea ce e constat este că ea devine, mă rog, ecuația ar deveni întâi rezolvând a prim de t pe ADT totul la pătrat egal cu 8 pi g pe 3 și vine ro, iar ro este n înmulțit cu a la minus 3 pe lângă omega plus 1. Iar înlocuind acest lucru, data trecută am spus că obținem a prim de t pe ADT de t la pătrat, care corespunde să spunem unui h pătrat, așa, este egal cu acest 8 pi G pe 3 și n-ul acesta, să zicem, l-am notat cu ro 0. Deci, practic, este valoarea constantă. Așa, și am rezolvat ecuația asta A' pe A egal cu H, care h, după cum vedeți, este radical din op gp3r0 și am dedus că adt este n, mă rog, 0 0 e la th. E suficient atât, Deci cu alte cuvinte, asta este expansiunea pe care o suportă cubul acesta. Deci el cre... deci cu alte cuvinte, latura aceasta este de forma n0 e la th. Deci cu alte cuvinte tot timpul se expandează, ceva îl expandează, ceva face tot timpul să crească volumul acestui uh, cub. Și acel ceva care face să crească volumul acestui cub corespunzător lui omega egal cu minus 1. Este o energie, pentru că apare în formula aceasta. Este o energie. Numai că este o energie pe care nu o cunoaștem, nu știm de cine este produsă, știm doar că acționează, că întinde spațiu, deci să zicem dacă spațiul ar fi sferic, un balon ar crește mai mare, mai mare și ca urmare dacă aș avea două puncte aici, în balonul următor sunt mai la distanță, în balonul mai următor sunt mai la distanță, deci cu alte cuvinte, energia corespunzătoare, acestei creșteri și care produce această creștere, care produce această dilatare a texturii uh, uh, universului, am numit o energie întunecată. Și în uh, energie întunecată. Și în cursul trecut spuneam că este posibil, altfel n-ar fi foarte ok, dacă nu am putea studia această energie și din punctul de vedere modern al geometriei diferențiale, pentru că de asta cursurile acestea două sunt foarte legate. Și atunci eu vă propun să încercăm să vedem cum se studiază din punctul de vedere al geometriei diferențiale. Deci, în primul și în primul rând, noi cunoaștem existența unor relații. Rij minus 1 pe 2 R egal cu K Tij. Adică acestea sunt ecuațiile lui Einstein. Așa Și aceste ecuații ale lui Einstein am văzut că în absența materiei, deci dacă tensorul Tij este 0 și rezultat și acest scalar con lau egal cu 0, practic mă duceam către un univers în care ecuația de rezolvat era Rij egal cu 0 și, de exemplu, am obținut și am studiat în acel univers, am studiat soluția... Jvarsild. Și soluția asta Schwarzschild, presupunea existența uh, unei singularități la momentul R egal cu 0 și universul corespunzător acestei soluții era despătrat pătrat, C pătrat, 1 minus 2 M G sau GM supra uh, C pătrat R dt pătrat uh, minus 1 supra 1 minus 2 mg pe C pătrat R dr pătrat minus uh, R pătrat de fi pătrat minus R pătrat sim pătrat de fi de teta pătrat. Deci acesta era universul. Și cu acest univers noi am făcut predicții am făcut predicții legate de curbura razelor de lumină în acest câmp gravitațional și am văzut că dăm peste valorile care pot fi măsurate și despre, am făcut despre traiectoriile planetelor în acest univers și am văzut că, într-adevăr, traiectorile seamănă foarte mult cu cele, sunt abateri foarte mici de la cele care sunt date de legile lui Kepler. Problema este că pentru planetele foarte apropiate de singularitate, cum este cazul planetei Mercur, deci tot timpul se întâmplă o chestie de genul acesta, adică periheliu, punctul cel mai apropiat, își schimbă poziția. Și culmea este că putem să prezicem. Dar, vedeți voi, acesta este un univers local, un univers în care toată materia este concentrată aici, la singularitate un univers care dacă ar fi să-l desenăm, să spunem, 2D, ar trebui să-l desenăm în felul următor. Să zicem, este exact ca și cum am pune pe această pătură undeva un măr, așa, și mărul acela face o curbură în pătura respectivă. Acolo este singularitatea, acolo sunt soarele. Bineînțeles că cu cât greutatea e mai mare, cu atât curbura aceasta este mai accentuată în jos. Și în realitate, Uh, și aici această chestie este puțin mai... Deci astfel încât, astfel încât să pot pe undeva la diverse înălțimi să am planete care să se miște și planetele acestea se mișcă, uh, se mișcă datorită faptului că vitezele lor uh, sunt suficient de mari ca să le facă să se plimbe prin textura spațiului timpului acolo. Dar problema acum este complet alta. Nu mai avem o singură singularitate. Noi vrem să vorbim despre întregul Univers, așa, și am vrea să-l vedem evoluând, am vrea să-l vedem întinzându-se. Și de aceea, ca să-l vedem întinzându-se, în primul rând, trebuie să ținem cont de un lucru foarte important. Foarte important. În primul rând, voi când vă uitați în stânga, în dreapta, în față, în sus, în jos, Vouă vi se pare că universul este cam la fel. Adică nu pare să fie vreo direcție privilegiată. Deci, dacă nu pare să fie vreo direcție privilegiată, este ca și cum aș avea o sferă, așa, o sferă care se umflă, o sferă care se umflă. E, dacă am o sferă care se umflă, pe sfera aceasta, eu știu că metrica ei ar putea fi scrisă de teta pătrat plus sin pătrat de teta de fi pătrat. Deci știu că aceasta ar fi metrica. Așa, păi, hai să o facem să se umfle. Dacă, o facem, dacă vrem să o facem să se umfle, o mulțim în față, o mulțim cu o funcție, cu un Q pătrat, o punem la pătrat ca să nu mai pun tot felul de nu știu de ce nu scriem. Imediat. A, așa, o mulțim cu un Q pătrat de R și sfera aceasta se umflă cât vreau eu. Dar acum trebuie să țin cont că trebuie să fie măcar ca spațiu uh, tridimensional în care și R aduce o contribuție. Deci, în mod normal, metrica ar fi fost cu un dR în față, deci este clar că am să consider o metrică de tipul dR pătrat și acum, în loc să pun uh, acel uh, r pătrat uh, fi pătrat, am notat invers, dar uh, să păstrez notațiile de aici ca să nu mai pierd timpul, în loc să scriu, spun r pătrat fi pătrat, am să pun q pătrat de r. De teta pătrat, și în următorul termen, plus q pătrat de r, după cum vedeți, sim pătrat de teta de fi pătrat. Așa. Deci, aceasta ar fi partea spațială a metricii. Bun. Acum, deci, metrica pe care o caut, ca a fiind soluție pentru Univers, o să fie un ds pătrat am să presupun că C egal cu 1 ca să îl pierd, să nu mai am ca aici situația aceasta, deci am să pun DT pătrat și dacă vreau ca textura universului să se întindă trebuie să consider în față o funcție A pătrat DT care face ca textura asta să se întindă. Asta este textura spațială. Textura spațială. Așa. Deci practic să vedem la ce am ajuns? Deci, practic, așa. Ä, caut o metrică de formă. De formă. pătrat Egal cu DT pătrat. Deci, ca să spunem așa, ce egal cu 1, adică lucrez în coordonate geometrice. Minus. A pătrat de T, acesta e factorul care va extinde uh, textura spațială. Și bineînțeles că el ar trebui să verifice o ecuație ca acea care am numit-o noi, uh, asta de aici, noi când am studiat-o. Unde ești? Uh, asta e cazul. A, așa. Această ecuație, să o facem cu albastru. Așa, am numit-o ecuația Friedman-Robertson-Walker. Și cumva, universul pe care vrem să-l studiem aici, ar trebui pentru a acesta, în momentul când îl studiez, să-mi produc o aceeași ecuație. Și atunci, cu alte cuvinte, va trebui să găsesc legea lui Hubble aici, la acest a, și în felul acesta, pe urmă, să văd că universul se extinde. Deci ds pătrat egal cu dt pătrat minus a pătrat de t. Și acum vine uh, partea spațială, pe care e bine să o și cu o altă culoare, dr pătrat plus q pătrat de r de teta pătrat plus q pătrat de r sin pătrat de teta de fi pătrat. Bun. Deci acesta este, aceasta este metrică. Ea trebuie să fie soluție, ea trebuie să fie soluție uh, pentru ecuațiile Einstein. Deci pentru RIJ minus 1 pe 2R, Gij, egal cu o constantă K, ori TIJ. Cheia pentru a găsi această metrică va fi modul în care fizicienii definesc în cazul acesta TIJ. Dar până atunci, noi, noi, ca să putem avansa, așa, să punem problema foarte clar. Deci, avem un G00. G00, coeficientul corespunzător lui DT pătrat și este 1. Avem un G11. Este coeficientul corespunzător, 1 îi corespunde lui R și este minus A pătrat de T. Bineînțeles, A este o funcție de câte ori vreau eu să fie uh, derivabilă. Uh, G22, ăsta este coeficientul corespunzător lui teta, așa, lui de teta pătrat, cu alte cuvinte, este minus A pătrat de T, Q pătrat de R. Și în sfârșit, coeficientul corespunzător lui de fi pătrat, care este minus a pătrat de t, q pătrat de r, sin pătrat de teta. Deci acestea sunt, uh, uh, sunt coeficienții metrici. Restul sunt 0. Uh, coeficienții invers pentru metrica inversă. Pe dacă matricea e diagonală, uh, facem ca produsul dintre cel direct și cel invers să fie 1. Deci aici este 1. G11 va fi minus 1 pe A pătrat de T. G22 va fi uh, minus 1 pe A pătrat de T, Q pătrat de R. Și G33 sus va fi minus 1 pe A pătrat de T, Q pătrat de R sin pătrat de teta. Deci, clar. Acum, ca să spunem așa, ce aveți voi de făcut? Și asta este evident că uh, trebuie să puneți mâna să munciți puțin. Uh, va trebui să găsiți gama I, J, K. Gama I, J, Deci, gama I, Bineînțeles, puteți să faceți următoarea observație. Acesta va fi de forma GIS, gamma, J, K, -S. Și având în vedere cum sunt GIS, deci practic nu va fi decât în momentul când o să ai GII, -I, gamma, J, K, -I. Deci practic, deci practic nu o să ai foarte mulți. Și uh, vreau să observați că în momentul... Uh, deci puteți să faceți... având în vedere că metrica este diagonală, uh, în momentul când veți calcula gama J K, I, ăștia sunt toți 0 dacă I diferit de J diferit de K. Deci, cu alte cuvinte, uh, dacă nu am o dublură, să fie JJI, să zicem, nu am nicio șansă să găsesc. Și ce vreau eu să să faceți? Deci vreau să-i determinați. Deci, să punem așa, sub formă de exercițiu. Și este valabil pentru toți. Și aș vrea să, să fiți foarte puțin român la chestia asta. Adică, cu alte cuvinte, să încercați fiecare să determinați. Adică, să găsiți cât o să vă spun așa ca să vă ajut. Doar gamma 011, gama 1, 022, gamma 033, 2, 2, 3, acestea sunt diferiți de 0. În rest, gama 0IJ, toți vor fi 0. Deci, cu alte cuvinte, vă rog frumos să mi-i calculați pe aceștia. De asemenea, când puneți 1 sus, gama 1, 0, 1, care este același cu gama 1, 1, 0. Acesta e diferit de 0, vă rog calculați-l. Uh, gama 1, 2, 2, diferit de 0, vă rog calculați-l. Gama 1, 3, 3, acesta e diferit de 0, calculați -l. Restul, toți gama 1, IJ, restul sunt 0. Deci, calculați și linia asta. Apoi, gama 202, care este gamma 2, 2, 0. Asta e diferit de 0, trebuie calculat. Gama 2, 1, 2, gama 2, 2 1, că sunt egali, trebuie calculați. Gama 2, 3, 3, trebuie calculat. Și aveți aici gama restul, gama 2, IJ. Sunt 0. Deci, după cum vedeți, nu sunt foarte mulți diferiți de 0. Și, în sfârșit, pentru gama 3 sus, gama 3, 0, 3, 3, 0, cât este? Gama 3, 1, 3, 3, 1, cât este? Gama 3, 3, 2, gama 3, 2, 3, cât este? Restul, gama 3, IJ. De ce? Pentru că am nevoie să-mi calculați R00. R00 care va fi, să zicem, RS0S0. Și când faceți calculul acestuia, să nu uităm că 0 corespunde lui T, acesta este un R TT și dacă nu va a dat minus 3 a secund supra a, înseamnă că ați greșit. Deci, cu alte cuvinte, va trebui să calculați și să obțineți chestia aceasta. Deci, așa. Apoi, R11, care, ca să spunem așa, este RS1S1, deci este un R, 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 faceți calculul și dacă nu vă dă 2 a prin pătrat plus a secund a minus 2 q secund pe q. Atenție! De câte ori am uh, derivat în funcție de r, q este funcție de r. Uh, deci când derivez funcția q în funcție de r folosesc uh, acest semn. Când derivez a în funcție de t folosesc așa ceva ca să uh, știu clar pe fiecare în funcție de ce am derivat-o. Deci A prim provine de la faptul că am derivat pe ADT. Q prim cu semnul acesta de sedilă, ca să spunem așa. Este sau de accent, cum vreți să-i spuneți, provine de la faptul că l-am derivat pe Q în funcție de R. Deci, ăsta este vorba de T și aici este vorba de R. Și așa aveți o a doua posibilitate să vă verificați. E. Se demonstrează că R teta teta, care înseamnă R22, este, aici este o formulă foarte complicată, 2Q pătrat înmulțit cu A prim pătrat plus Q pătrat A A secund minus Q Q secund plus 1 minus Q prim, de R, deci la pătrat. Iar R fi fi, care este R33, este R22 sinus pătrat de teta. Deci, exercițiul pentru voi este efectuați calculele ca să obțineți Efectuați. calculele. Pentru a obține ăsta, ăsta, ăsta și ăsta. Și de fiecare dată, pentru cei, aceia dintre voi care au uitat, când vorbesc de R, I, J, K, L, Atenție! Punem Deron gamma I, JL către Deron XK, minus Deron gamma IJK către Deron XL plus gamma I. Și acum vă uitați aici, aveți K-ul de aici, deci k gamma S, JL, minus gamma I. Vă uitați la L-ul ăsta, L-S gamma S J K. Și voi aveți de făcut, de exemplu, I egal cu K. I egal cu K. Pentru că deci trebuie să aveți R I I. Și, în general, cum am spus, toți ceilalți sunt 0. Deci, Spuneți aici, să zicem, l, l Și în momentul când faci, deci R, I, asta înseamnă că l-ați calculat pe R, l, l deci, atenție, sunt niște calcule. Dar aceste calcule, vedeți voi, cum, cum, a, cum tata Dirac spunea următorul lucru, că Dumnezeu a folosit cea mai frumoasă matematică în momentul când a descris Universul acesta. Și aceasta. Afirmație venea a, datorită faptului că Dirac are contribuții și în teoria relativității, dar și în mecanica cuantică. Și e, lucrurile acestea sunt deosebit de frumoase. Deci, aceia dintre voi care sunt entuziasmați când aud Cuvântul Dumnezeu, trebuie să știe că, e, practic, îi fac lui Dumnezeu munca și nu fac altceva decât să calculeze și să e, fie. Dumnezeii universurilor posibile. Și acestea de aici sunt niște universuri posibile care sunt întinse de, de materia aceea întunecată. Acum, pasul următor, pasul următor, așa, care îl facem la acest, exerci, la acest exercițiu, este următorul. Eu doar nu cred că o să stăm să facem calculele aici, care calculele durează o oră, o oră și ceva. Deci, trebuie uh, să, să uh, știți că există o muncă în spate și trebuie să o simțiți. Așa și de exemplu cât este r, deci noi avem pe r uh, zero. Hai să punem așa. Am rij ca să înțelegeți și mai bine. Am un rij. Dacă eu înmulțesc acest rij cu G, K, I, rezultatul, deci, de, după cum știți, coeficienții metrici sau coeficienții metrici inversați îmi permit să urc sau să cobor indici. Deci, cu alte cuvinte, în cazul de față, I-ul acesta acționează ca un indice de sumare, și sus vine K și jos J. Adică practic am trecut de la un tensor Ricci normal la un tensor Ricci mixt. Deci la un tensor Ricci mixt. Și aceasta este o formulă. Ca urmare, dacă vă uitați la această formulă, dacă puneți G 0 S R S Zero. Păi, S este de sumare, dar numai R00 există și numai G00 există, deci rezultatul de aici va fi R00, adică RTT. Și acesta se va obține din G00. Păi, uitați-vă, G00 sus. L am scris frumos aici de la metrică. G00 sus este acesta, este 1. Și R00 este uh, minus uh, 3 A secund pe A. Uh, deci acesta de aici. Deci, în cazul special al acestei chestii, rezultatul este tot minus 3 A secund supra A. Dar acest lucru va fi important pentru noi, îl vom marca cu verde. Și spunem că tensorul Ricci mixt de tipul acesta, de tip R00, este și scriem formula. Bun, acum voi trebuie să calculați R 11, care de fapt R11 este R după cum ăsta de aici este R pentru că T corespunde lui 0. Așa, deci R R. R. Așa. Și rezultatul va fi. Pe, hai să ne gândim. de deci ce va fi? G1S R S1. Deci nu va fi decât G11. În cu R11. Am și pe G11, am și pe R11, scris anterior. Și n-am decât să mă uit cine sunt. G1,1 G1,1 Uitați-l pe G1,1 Este minus 1 pe a pătrat. Și ăsta trebuie să îl cu R1,1 cu toată această chestie. Minus 1 pe a pătrat. Îl mulțesc cu uh, toată chestia aceasta. Și după ce fac calculele, așa, o să văd că pot să-l aranjez la forma minus 2 a prim pătrat pe a pătrat minus a secund pe a plus 2 q secund supra a pătrat or nu mai puțin. Vreau să văd ceva că parcă mie mi se pare că este o inadvertență. Nu, este ok. Totul este ok. Bun. Și la fel, o să calculați pe R teta teta care corespunde lui R2, și o să găsiți și pentru asta o valoare. Vă mă rog, găsiți-o. Și la fel pentru R33, care corespunde lui R fi fi. Găsiți. Deci, e. și acum am să fac următorul comentariu foarte important. Am să scriu cu albastru. Deci trag o linie albastră. Deci, noi vom avea în, în acest moment o să-l pe RTT egal. O să-l am pe R, R, R egal. O să-l am pe R, uh, teta, teta egal. Și o să-l am pe R, fi, fi egal. I-am pe toți ăștia. Și... Uh, fizicienii gândesc în felul următor. Vom alege, deci asta este modul cum au gândit toți ăștia, Friedman cu Robertson, cu Walker și chiar cu Lemaitre. Acum aș putea să vă spun așa că dispută religioasă Metre nu este băgat în, printre ei, deși are exact aceeași contribuție datorită faptului că era ăsta, de cel ce era catolic și ăștia toți trei uh, erau uh, de altă religie, ca să spunem așa. Și uh, mulți din istoricii științei nu prea îl consideră pe Lemetre. Însă trebuie să vă spun ceva despre Lemetre. Lemetre a fost într-adevăr teolog, a fost călugăr, Însă a studiat matematica separat, a studiat fizica separat, iar contribuțiile lui în teoria relativității și discuțiile lui cu Einstein uh, au fost șocante pentru Einstein, pentru că Le Maître este cel care a fost primul care a explicat că Universul trebuie să pornească printr-o mare explozie, prin acel Big Bang. Și dacă inițial Einstein a respins ideea și a considerat o chestie asta o tâmpenie și o blasfemie, că lui se părea că universul, și vouă vi se pare, și mie mi s-a părut când eram tânăr, că universul ăsta nu se mișcă, domnule. Adică, practic, am avut impresia că e așa de miliarde de ani și va fi așa pentru miliarde de ani și pentru veșnicie. Ori nu e chiar așa. Din, din păcate, toate lucrurile evoluează și toate lucrurile mor. Ba mai mult, așa doar că doar ca fapt divers, am să vă spun următorul lucru. Eram în facultate și uh, la un moment dat zic hai domnule să citesc puțin, să văd despre teza de doctorat a lui Spir, uh, Spiru Haret. Uh, și Spiru Haret fiind primul român care și-a susținut doctoratul la Paris și l-a luat uh, din cele trei albe bile albe posibile, cu două bile albe, așa, și cu una neagră. În orice caz, conducătorul lui de doctorat i-a dat bila albă și acesta a fost Gaston Darbu, cel care a știți de la funcții cu proprietatea lui Darbu, pentru că toți aveți impresia că îi de la uh, uh, analiză, dar în general majoritatea au fost geometrii și mecanicieni. Așa. Și ne întoarcem la idee, iau eu teza de doctorat și eram acolo niște chestii legate de traiectoriile planetelor și dezvolta el și ținea cont și de termenii pe care i-am neglijat noi, adică cei dincolo de uh, Ordinul 2. Și ce să vezi așa când citeai, uh, ajungea la concluzia că orbitele planetelor sunt instabile, adică cu alte cuvinte. Tata Spiru pe atunci prin 1900, le-a spus tuturor din lumea asta băi să știți că Universul ăsta are o problemă. Sistemul solar la un moment dat o să, o să se ducă rădăracul lui. Adică, cu alte cuvinte, planetele vor pleca în spațiu și. E, e, pentru că au o instabilitate. Deci, e, vă spun că am citit chestia asta, am zis, băi, bine, sunt făcută la care i-a dat bilă neagră, cum poate să spun asemenea, în penia asta va exista pe veci. Pentru că, atunci când ești tânăr, ești necob la minte și nu, nu vezi lucrurile în. în, în, în profunzimea lor. Ei bine, profunzimea constă în faptul că Spirul Haret, care a văzut primul această instabilitate de ordinul 2 a orbitelor planetare, și, mă rog, a mai studiat și el, și o instabilitate de ordinul 3, deci a ajuns la o concluzie care este adevărată. În viitor, Soarele, va, care este supus unui proces de cum să spun eu, există hidrogenul care este combustibilul nuclear al Soarelui, există acolo un proces nuclear în care hidrogenul, hidrogenul este convertit în heliu plus căldură, plus căldură și lumină, care, alea care le vedem noi de la Soare. Și în timp în timp, la un moment dat, se consumă hidrogenul și în momentul acela va fi un moment în care, într-adevăr, și forța gravitațională a Soarelui se va schimba. Și atunci, într-adevăr, orbitele planetelor poate să suporte uh, corecțiile acelea de ordinul 2 vor duce la niște anomalii pe care nu știm în acest moment exact cum sunt și cum vor fi. Dar, în principiu, ne dăm seama că nimic nu este stabil în acest univers. Ei, acum ne întoarcem la ceea ce spuneam, fizicienii s-au gândit să uh, considere, și vom spune că noi vom considera, că TIJ-ul acesta are următoarea formă, TJ. Este un ro 0, iar ro 0 este densitatea a ceea ce am putea numi a gazului intergalactic, plus un P0, care este presiunea gazului intergalactic, care depind de niște vectori contravarianți UI și UJ, așa, care vectori contravarianți descriu, se scriu așa. Deci, în momentul când iau vectorul UT, Adică ăsta ar fi U0, Vx înmulțit cu UT, VY înmulțit cu UT și VZ înmulțit cu UT. Deci acestea sunt U1, U2, U3. Acesta este uh, vectorul viteză, vectorul 4 dimensional viteză pentru gazul intergalactic. Așa. Și, deci, dacă eu Tij de forma asta plus p0 ori gij, unde gij sunt coeficienții invers. Ai, uh, scuzați mă Aici am făcut o mică greșeală. Tij, am zis că lucrez cu componente contravariante, dar eu l-am scris PTIJ cu o variantă de două Nu, contravariant de două Deci, vom considera că așa arată tensorul energiei impuls, contravariant. Și uh, vom avea o mică surpriză. În momentul în momentul uh, când vom calcula, vom vedea. Vom vedea că, deci după calcule, vom vedea că uh, componentele astea ale, deci, să-ți aici frumos, să mai bine să scriu așa, vom vedea că T11, T11 înseamnă TRR, uh, va fi egal cu uh, T, uh, Teta, Teta, pardon, Teta, Teta și va fi egal cu T fi fi. Și asta înseamnă, atenție, eu am Rij minus 1 pe 2 R Gij egal cu K Tij înmulțesc ăsta de sus cu G K Hai să că nu avem K cu GKI și rezultă GKI RIJ minus 1 pe 2 R uh, GKI GIJ egal cu K GKI TIJ. Și asta înseamnă că o să am R K J minus 1 pe 2 R. Aici este delta K J, Așa, acesta fiind simbolul lui Kronecker și aici este K, T, K, J. Dar noi știm că această chestie e 0 numai când K egal cu J. Numai atunci este 0, este diferită de 0, pardon. Și atunci, practic, eu o să am R și o să pun în cazul când K egal cu J egal cu 1, o să am R, R, R este egal cu K T R R la fel R teta teta va fi K T teta teta la fel R fi fi egal cu K T fi fi și cu alte cuvinte, Practic, eu vom, voi ajunge să rezolv o ecuație de genul RRR, toate astea sunt egale, deci tot ce am e egal, deci înseamnă că eu ajung să rezolv ceva de genul acesta. Și rezolvând ceva de genul acesta, lucru care vom face la cursul următor. Gata. Deci, rezolvând ceva de genul acesta, probabil voi ajunge la ecuațiile. Uh, uh, Friedman, cum le-am spus noi, Friedman, uh, Robertson, Walker. Ok. Deci, acesta a fost seminarul de astăzi. Este un seminar în care am descris problema. Am descris problema. Uh, voi aveți de făcut niște calcule, aveți de calculat acestea. Și, pe urmă, bineînțeles, în timpul cursului următor, noi va trebui, scuzați, să rezolvăm ecuațiile acestea. Ei, iar ecuațiile acestea o să mă conducă Atât la soluții pentru Q, adică o să găsesc funcția QDR, și o să găsesc până la urmă și cât este ADT. Ca urmare, găsind Q și găsind A din aceste condiții, înseamnă că determin universurile posibile. Și universurile sunt corespunzătoare lui Friedman, Robertson și Walker, care, și vreau să vă spun că. Uh, toate aceste universuri au fost găsite și de Lemaitre și înaintea lor. Dar asta este o altă povestire. Deci, în orice caz, ca să vă ajut, o să vă spun că în momentul când veți calcula aceasta, o să vă dea ca ca pe 2, parcă. Ca pe 2. Ca pe 2, r 0 plus 3 pe 0. Ceva de genul acesta o să dea. Și cred că aici este și cu un minus. Așa. Nu mai amintesc. Nu mi-am propus să discutăm asta astăzi, pentru că după cum vedeți, este mult. Dar punctul acesta de vedere este punctul de vedere al geometriei diferențiale. Și la sfârșit, după ce terminăm acest lucru de făcut, practic noi vom găsi o metrică pentru Cosmos. Deci vom găsi o metrică pentru Cosmos. Deci Cosmosul nostru, spațiu, universul în care trăim, are forma aceasta. Aceasta este forma lui spațial, aceea pe care o percepem noi. Aceea pe care o percepem. Și el se extinde datorită acestui coeficient, a pătrat de T. Și Există și se extinde în timp. Deci, cu alte cuvinte, textura se extinde, întreaga textură asta de aici, care am numit-o textura spațială, se extinde. E, acesta a fost seminarul de astăzi, a fost o introducere în probabil unul din cele mai interesante cursuri, care explică lucruri legate de energia întunecată. Am să fac un comentariu, deci înțelegem că textura universului se întinde, se pare că această energie întunecată este o a cincea forță fundamentală care există în univers. Deci una din forțele fundamentale a acestui univers este gravitația. Una este forța de interacție slabă, alta este forța de interacție tare, deci forța de interacție slabă este Responsabilă cu dezintegrarea atomilor, ca să spunem așa, forța de interacție tare este cea care ține strâns elementele dintr-un atom, iar ultima forță cunoscută este forța electromagnetică. V-am spus că Salam, împreună cu Weinberg, cu Steven Weinberg, au luat premiul Nobel pentru că au unificat două forțe și zilele trecute în ziar ni se spunea că s-ar putea să se fi găsit în urma unui experiment care are suficiente date pentru a se crede că este rezonabil, așa, explic acolo ce înseamnă rezonabil din punct de vedere fizic, așa, să se fi găsit forța care este responsabilă cu această energie întunecată, și aceasta este să fie o forță uh, fundamentală care uh, se pare că fizicienii au reușit să o pună în evidență. Va urma un nou premiu Nobel. Așa, acum, dacă sunt întrebări, vă rog frumos. Ok, văd că nu are nimeni nicio întrebare. Asta îmi place extraordinar de mult. Înseamnă că vorbesc atât de clar încât înțeleg și eu. Așa, am să termin cu comentariile legate de acest curs, ca urmare opresc înregistrarea.